Spunem neața, bună dimineața, alături de mine Ionuț Lupu, reprezentant Holstein Rob, asociația care reprezintă crescătorii de vaci Holstein. Vorbim despre piața laptelui, dar vreau să vorbim și despre programul național strategic. Vreau să știu în ce situație se află România la acest moment, mai ales că grupul țărilor de la Visegrad s-au reunit și poartă deja discuții pe această temă. În ce postură se află România, cât de pregătită este pentru acest program strategic? România nu este mai deloc pregătită. Am încercat în repetate rânduri să începem un dialog cu reprezentanții Ministerului Agriculturii. Din păcate, Planul Național Strategic nu este o prioritate, din câte înțelegem noi, pentru actuala administrație. Și am subliniat că avem nevoie de urgență, de formarea unei echipe care, în primul rând, să analizeze situația pieței laptelui din România, realitățile sectorului și, în același timp, să vedem exact unde ne putem poziționa în următorii 5-10 ani. Au fost făcute demersuri atât de reprezentanții Holstein Rob, cât și de reprezentanții altor asociații partenere și vorbesc aici de reprezentanții LAPAR și fermele mai mari din cadrul AGCTR. Am atras atenția asupra faptului că au fost făcute demersuri concrete de către reprezentanții Poloniei și Cehiei, care deja lucrează la noi versiuni pentru a îmbunătăți actuala formă a programului național strategic din acele ferme. Deci tu spui că Polonia și Cehia și-a făcut deja temele cu mult timp în urmă și acum lucrează pentru a ajusta, lucrează la lucruri de finețe. Ungaria vine și închide oarecum în momentul ăsta cu PNS-ul la care lucrează interesele acestui grup. Și ne trezim că România este în momentul de față în poziția de a asista la ceea ce se va întâmpla și acum asistă, dar cu siguranță va asista și în următorii 5-10 ani la ceea ce se întâmplă. Vorbim de ceea ce ne interesează pe noi, de piața laptelui. Bun, stați puțin. Este o certitudine faptul că România nu și-a făcut lecțiile, deci nu avem nici măcar o versiune a acestui program național strategic. Da, așa este. Asta e o știre. Este desastros. Știm că la finele anului noi trebuie să-l avem finalizat. Iată că nu, nici măcar nu am început să lucrăm la el. Există un termen în acest sens? Există, finele lunii decembrie. Deci până pe data de 31 decembrie el trebuie să fie transmis către Bruxelles. Dar mai mult de atât, eu cred că trebuie să fiți și antrenați cumva în discuțiile astea, nu? Trebuie să aibă... La nivel de organizație noi ne-am făcut să spun așa, temele. Am structurat punctele noastre de interes. Urmează acum să ne consultăm și cu ceilalți parteneri și cu cei apropiați nouă care cunosc foarte bine fenomenul european și ne dorim ca în câteva săptămâni să ieșim cu propunerile noastre concrete. Aveți timp să concretizați acest plan sau nu ne facem atât timp cât nu avem în Ministerul Agriculturii un partener de dialog, atunci avem clar o problemă. Noi am fost informați că va fi o întâlnire la minister, dar nu se știe când, nu se știe care sunt subiectele. Am spus că nu este în interesul nimănui să fim iarăși invitați la acele camere 19-20 din cadrul ministerului, 30-40 de reprezentanți ai fermierilor și să începem o discuție surdă. Și ce se întâmplă dacă nu se realizează acest plan în termenul limitat? Probabil că vom lua ce ni se oferă și vom accepta și vom lua de bun, așa cum am luat în ultimii 10-15 ani, am luat exact ce ni s-a oferit. De ce ți-e teamă? Mi-este teamă de faptul că piața a devenit, piața consumatorului de lapte a devenit din ce în ce mai exigentă. Nu ne mai putem juca foarte mult pentru că procesatorii au devenit la rândul lor extrem de exigenți. Vedem deja că s-au coagulat câteva forțe extrem de clar pe piața laptelui. Avem câteva grupuri internaționale active pe piața pe piața mondială, care nu lasă foarte multe posibilități de negociere fermierului. Iar dacă un fermier nu este subvenționat și nu are un cadru
un cadru legal în care să-și desfășoare activitatea în bune condiții este clar, defavorizat, nu? Este clar categoric defavorizat într-o competiție pe care noi o considerăm nenorocită. Noi am repetat încă de la începutul anului, dacă am face o comparație între subvenția pe care o primește un fermier maghiar care se duce la peste 800 de euro pe cap de vacă, iar un fermier cu un efectiv de peste 300-400 de capete primește undeva în jur de 180, maxim 200 de euro. Deci iată că venim cu 600 de euro pe cap de animal, un mare plus pentru fermierul maghiar, un mare minus pentru fermierul român. S-a ajuns mai mult ca laptele care este produs în Ungaria să fie să aibă un subvenționat transportul și să ajungă un lapte mult mai ieftin la poarta fabricii din România, lapte produs în Ungaria, decât laptele pe care îl produce un fermier aflat la câțiva kilometri de poarta unei fabrici, repet, localizate în România. Stai să înțelegem și să traducem și pentru fermierii care poate ne privesc. În termeni simpli, pentru ei, să spunem, ce riscăm la momentul acesta? Să devenim piață de desfacere pentru fermele din Ungaria și din alte riscăm state? Riscăm ca muzica despre să se oprească. Asta este adevărul. Deja avem ferme care și-au încetat activitatea, care au considerat că zona de vegetal, de producție de fermă vegetală este mult mai importantă decât producția de lapte, de exemplu, cum este cazul nostru, și-au întrerupt activitatea. Nu suntem o fermă avicolă, cu tot respectul pentru colegii noștri care activează în acel domeniu, o fermă zootehnică, o fermă de vaci de lapte și începe activitatea cu mult, mult mai greu decât o fermă avicolă sau o fermă de îngrășare suine. Deci este clar că odată oprită activitatea sau odată apăsat pedala de frână, este clar că avem foarte mari probleme să reîncepem activitatea. Avem nevoie de predictibilitate, avem nevoie de o activitate cursivă, avem nevoie de de mecanisme care să estompeze toate șocurile care ar putea să vină pe umerii fermierilor care, așa cum spuneam, sunt într-o competiție de la egal la egal cu fermierul maghiar total dezavantajat. Pleacă pe o poziție total dezavantajată. Bun, deci în contextul ăsta în care noi nu ne facem temele, programul național strategic nu este realizat, cel puțin asta se știe aici, în teritoriu, în ferme, da? Deci nu ne facem temele, în schimb autoritățile ies în față și vorbesc pe la evenimente despre faptul că trebuie să dăm plus valoare materiei prime, să avem procesare, să avem zootehnie ca să valorificăm cerealele. Cum să valorificăm dacă nu se întâmplă nimic și nu avem o strategie, nu avem o direcție pe care să mergem? Spaima noastră este că avem pe de o parte o amorțire totală atunci când vine vorba de o politică de subvenționare adaptată exigențelor pieței. Nu avem deocamdată niciun partener de dialog legat de politica pe mediu, care va fi extrem de restrictivă și care ne va da extrem de multe bătăi de cap. Vorbim de reducere de antibiotice și iarăși avem nevoie de organizarea unui grup de lucru între ANSVSA, Ministerul Agriculturii și organizațiile de fermieri. Deci în noua politică agricolă comună nu suntem pregătiți absolut deloc. Nu știm de la ce plecăm și unde trebuie să ajungem legat de reducerea de antibiotice. Iar această reducere va trebui să fie o realitate în următorii ani. Și avem un capitol care iarăși ne dă bătăi de cap, este reprezentat de bunăstare. Bunăstarea va ocupa un loc extrem de important pe care noi trebuie să-l definim de urgență. În repetate rânduri au fost puse bariere artificial din punctul nostru de vedere între fermă mare și fermă mică. Fermierii Holstein Roe, dar și partenerii noștri din Lapar și fermele mai mari din AGCTR au susținut faptul că avem urgent nevoie de definirea dimensiunilor, ce reprezintă o fermă mică și niciodată noi nu am dorit să facem o diferențiere atât timp cât se lucrează într-un sistem fiscalizat, atât timp cât se produce lapte de calitate pentru piața de care spuneam, am folosit de multe ori cuvântul exigent, dar asta este realitatea. Știm că dacă este să ne uităm puțin pe calitatea laptelui, nu este momentul să detaliem, dar pot exista destul de multe probleme din punctul ăsta de vedere. Deci este clar că
Putem vorbi de lapte din fân, putem vorbi de tot felul de, de lucruri interesante, da. Dar astea țin mai mult de anumită zonă, de o anumită zonă geografică și nu reprezintă baza producției de lapte, de asigurării de lapte și de produse lactate pentru consumatorii români. Nimeni nu s-a întrebat niciodată de ce nu putem face nimic pentru laptele școlar. Și de ce laptele școlar vine din alte surse, sau iarăși nu este cazul să discutăm în momentul de față. Deci avem o grămadă de lucruri pe care, în care ne pierdem timpul cu conflicte și emoții personale, în loc să ne focusăm pe lucruri cu adevărat importante. Și asta înseamnă recâștigarea pas cu pas a pieții autohtone, pentru că, așa cum cred că știți, discutăm doar de 35-40% lapte produse în România pentru, deci noi acoperim doar 30% comparativ cu ceea ce se întâmplă în Ungaria și Polonia, acolo unde se ajunge la peste 110-120% în momentul de față, iar previziunile sunt pentru a crește la peste 130-140%. Deci tot laptele ăsta mult care se va produce în următorii 4-5 ani, clar că va veni către piețe care nu sunt dezvoltate. Iar în fața unei astfel de competiții este extrem de greu, sau noi nu putem crede că un fermier... Nu puteți lupta cu ei, clar. Nu putem lupta cu... Nici o fermă mare nu poate lupta cu el, care o fermă care produce peste 20-25 de tone de lapte pe zi. Vă las pe dumneavoastră să analizați dacă un fermier care produce 300-400 de litri de lapte pe zi va avea un cuvânt de spus într-o competiție, într-o astfel de competiție. Poate acolo va fi zona în care ar trebui ca Ministerul de Agriculturii să devină mai activ, să se implice în a identifica modul în care niște produse locale, produse tradiționale pe care să le protejeze activ și să creeze o legislație, acolo ar trebui pus mult mai mult accentul pe crearea unei categorii de produse tradiționale din acest lapte de fân, lapte produs în ferme mici, lapte cu tradiție, lapte cu poveste, lapte... Oricum, da. Da. Bun, care este mesajul fermierilor din Holstein Roh? Care este mesajul vostru pentru autorități în acest moment și ce urmează să faceți? În perioada imediat următoare, cum deschideți porțile către putem, minister să aveți noi putem dialog? Doar atât să ne pregătim pentru următoarele întâlniri pe care ne le dorim să le avem cât mai curând cu reprezentanții, cât mai în perioada imediat următoare cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, să insistăm asupra faptului că avem nevoie urgent de o consultare în tot sectorul laptelui, indiferent dacă sunt reprezentanții ai fermelor mari sau reprezentanții ai fermelor mici, avem nevoie să tranșăm cât mai repede această problemă și să ne apucăm puțin de treabă în a construi împreună, pentru că este mult mai important decât a crea tot felul de divergențe construite artificial. Altfel, eu cred că suntem liberi să credem că cei de la minister poartă interesele altor state, pur și simplu. Da, poate fi o întrebare. Da, o să vedem care va fi răspunsul autorităților. Ionuț, îți mulțumesc foarte mult. Dacă mai ai ceva de adăugat în numele fermierilor, în numele fermierilor, avem o situație la fel, la care fermierii, indiferent de efectivul de animale pe care îl au în adăposturi, ar trebui să se gândească foarte clar. Avem foarte mult. Avem în Germania o previziune pentru 0,39, pentru 39 de eurocenți litru de lapte. Avem un lapte spot în momentul de față la 45 de eurocenți. În România situația nu este deloc similară. Costurile sunt în continuare foarte ridicate la furaje, iar într-o analiză pe care am făcut-o împreună cu ICADR, Institutul de Cercetări Economice din industria din zootehnie, din agricultură, am arătat faptul că fermierul român în momentul de față are pierderi undeva, ferma mare are undeva pierderi undeva în jur de între 6 și 800 de euro pe cap. Deci astea sunt generate în primul rând de o creștere fantastică la costul materiilor prime din furaje. Șroturi mult mai scumpe, concentrate mult mai scumpe. Majoritatea elementelor rației furajere sunt undeva în jur de 35-40% față de un an normal. Da. Adică după ce avem un număr mic de ferme pe zona asta a vacilor de lapte și acestea se mențin cu greu pe piață. Categoric, da. Bine, așteptăm cu interes să vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc pentru această informație. Eu mulțumesc.